Muncitorii care săpau un șans pentru rețeaua de canalizare în spatele fostului Market Interex au găsit un proiectil neexplodat din al doilea război mondial. Muncitorii l-au luat, l-au așezat pe un maldăr de pământ și și-au văzut de lucrare. Eu am venit după ce am venit, după ce o scosese, băiețe. Dar deci, ați văzut-o? Deci nu, da, a văzut-o și a adus-o în coace. Eu am venit în coace, am venit. Am înțeles. Ei n-au știut că era neexplodat, am înțeles, că au lucrat în continuare până... Da, când... și-a scos-o și-a adus-o aici. V-au spus băieții de... Nu, am ieșit la poartă așa. N-au sigilat zona? Instantaneu, nu, nimic. Nu v-au anunțat nimic? Instantaneu am ieșit la poartă. E adevărat, se aude că aici au mai găsit și alte... De, la centralizare. S-a găsit două arme și o grenadă. Tot așa la săpăturile astea pentru canalizare? Da. Dar știți ce era aici înainte de să găsesc toate astea? Se găseau în timpul războiului. Muncitorii care au găsit proiectilul au sunat la 112, motiv pentru care la fața locului s-au deplasat specialiști de la ISU, dar și din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență. Proiectilul de calibru 57 de milimetri a fost ridicat și depus în depozitul ISU în vederea distrugerii. Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Vlașca, în aceea zonă au mai fost găsite în urmă cu două luni o grenadă neexplodată și două puști.